locuitori ai marilor cetăți, liberi umecând pierna noastră, de cea sunt astfel sfinte judecăți, ce va putea întrezătorul voastră. E aproape ziua aceea, cât de aproape, căci întrăsnesc păcatul cu invită, să vine cât mai repede și să-mi proape o lume de părăți încălzită. Desprâul, violența, necredința, un iad complet de sânge și de vicii, unde-și flutură cu plastic violința, un foc de blasfemii și artificii. Smeriți-vă cu stelii de inive, lângă voi incestate de demult, deci v-ar ocolă pe moarte în arhivă, era un trof din marele dumul. Smeriți-vă familii și popoare, cu post și cu amar de pocăință, chiar creșteți până sac și domnișoare, se-și plângă multa lor nechifuință. Smeriți-vă cheltuitori de vreme, căutători de haz și de uzur, vă începuciți de trudă de probleme și alergați după câștig obscur. Se încremenesc în rugăciune gura și pașii întoarcă-se înapoi, să se dogăsc în milă toată cura și poate El se va îndura de voi. Smeriți-vă puzderii de nilive, cât încă n-ați trecut fatalul prag, căci obosiți de defensive, ai păcii serafindu-se de drag. Întoarceți-vă, oameni, la omenire, întoarceți-vă astăzi, chiar acum, solia judecății vă va da de știre, sau un pas și toate vor fi scump. Amin.